Bravo Tată se numește, duminică de la ora 8, înainte de America Express. Nu pot decât să le spun oamenilor că e o comedie la care se va râde și cred că e foarte important în zilele pe care noi le trăim acum să râdem, să uităm o perioadă de toate problemele din casă, că s-a scumpit curentul, că s-a scumpit gazul și credeți-mă că s-au scumpit toate, și să stăm un pic să ne relaxăm o oră în fața televizorului. Și chiar vreau să se uite lumea la acest serial și să se râdă. Cum a venit propunerea asta și sunt curioasă dacă ai avut contracandidați la casting sau rolul a fost strict pentru tine? Cred că au fost toți actorii pe la noi, pe la casting. Zic pe la noi pentru că sunt de la Antena 1 și sunt acasă. Nu m-au luat pe pile, am dat casting de foarte multe ori și mă bucur că am dat casting, că chiar voiam să văd dacă mă pliesc pe rol, că puteam fi pe alt rol. Tu ești artistul influencer? Nu, eu sunt Mario, sunt omul care vinde haine. Eu am luat bucuria să joc în acest film după ce am citit scriptul. Mi-a plăcut foarte tare, m-a convins, am zâmbit. E foarte greu să zâmbești la script, cel puțin eu zâmbesc mai rar în ultimul timp, sunt foarte obosit. Și atunci când am zâmbit am zis, wow, vreau să joc în filmul ăsta. M-am dus la casting, am dat casting, din fericire l-am luat eu și nu alt coleg de-al meu, dar m-am întâlnit cu aproape toți colegii mei din televiziune la casting. Cum e atmosfera pe platourile de filmare? E genială, nu simțim că muncim, e o comedie, ne lasă să improvizăm, ceea ce e foarte important pentru un actor din punctul meu de vedere, eu nu știu din punctul unui actor de vedere, dar din punctul meu de vedere e mai simplu să te lasi un pic să improvizezi dacă ai o improvizație bună și o faci de două ori la fel ca să te filmeze cum trebuie. Adică, e bine. Timp liber mai ai pentru că ai filmat și pentru Neamărin, filmezi și pentru serial, ești și la emisiune. Am fugit de la Prețul Cel Bun, am fugit la Neamărin, m-am întors la Neamărin, am filmat la Bravo Tată, am plecat de la Bravo Tată la Neamărin, am făcut 1500 de kilometri în 2 zile. M-am întors, am filmat la Prețul Cel Bun, am plecat la eveniment, că am avut un eveniment la Vâlcea, m-am întors de la Vâlcea, m-am dus tocmai în delta, 800 de kilometri, am filmat la Neamărin, m-am întors înapoi la Bravo Tată. Doamna mea e foarte bucuroasă pe tema asta. Ghilimele de rigoare, că lipsește atât de mult de acasă. Să mă dea toată lumea afară, cred. Da, na, familia e mare, trebuie să muncim, că altfel nu ne dă nimeni. Și eu n-am pus nimic deoparte din LA, știți? Noi ce avem, păpăm. Și trebuie să muncim în continuu ca să avem ce să păpăm.